Avertisment pentru guvern, taxa pe zahăr va scumpi sucurile cu până la 25%. Suntem în legătură directă cu președintele Asociației Naționale pentru Băutură Căuritoare, doamna Alice Nichita. Mulțumesc, doamna Nichita, pentru intervenția la decizie. Invitație. Doamna Nichita, susțineți că această măsură este discriminatorie. De ce? În primul rând, introducerea unei noi taxe la doar 6 luni distanță, de când TVA-ul a fost crescut doar pentru categoria de băuturi răcoritoare de la 9 la 19%, considerăm o nouă măsură discriminatorie doar pentru sectorul nostru. Și de ce anume? Pentru că zahărul din băuturi nu diferă cu nimic de zahărul din alte produse. Iar băuturile răcoritoare reprezintă doar 3% din aportul mediu zilnic de calorii al unei persoane, conform unor studii europene, de altfel, și reprezentanții guvernului au acces la aceste informații. Se dorește însă taxarea unei industrii care este profitabilă și de succes. Pentru consumator, doamna Nichita, care sunt efectele? Efectele se vor resimți în primul rând, așa cum ați intuit, la raft și în buzunarul consumatorului, care deja suferă de pe urma inflației crescute, pentru că prețul produselor va crește într-adevăr de la 15 până la 25%, acest lucru ducând la o scădere a pieței într-adevăr și, bineînțeles, la încasări mai mici la bugetul de stat. Vedem doar din ianuarie până acum, doar din cauza creșterii TVA-ului, o scădere a pieței de 10%. Vă imaginați cu cât aceasta va crește în momentul în care o nouă taxă doar pe un anumit jucător și anumită industrie va fi instituită. Sperăm totuși să nu fie cazul. O să vedem ce va face guvernul, pentru că discuțiile continuă pe acest pachet de măsuri fiscale. Mulțumesc, doamna Nichita, pentru intervenția la decisiv.